În schimb, românii care pleacă în diaspora au trei lucruri care se gândesc când sunt acolo. În primul rând, familia de acasă. În al doilea rând, cum să facă bani pentru familie. Și în al treilea rând, să învețe limba de acolo, ceea ce e o chestie incredibilă. Am văzut români care știu norvegiană, am o mătușă în Nagano care vorbește japoneză. Dar avem români în România, născuți aici, crescuți aici, trăiesc aici. Bă, nu vreau! Nu, adică nu că nu... Parcă le lipsește treaba, e o încăpățânare. Hai să nu mai... Am fost în Harghita și am cerut o cola. Și am zis, să rămână, doamnă, puteți să-mi dați o cola? Și aia a zis, nemto dom rumen. Bă, las-o în chiurtoș cola. Cola în toate limbile e cola. La voi cum e? Ciola? Se întâmplă, poate, să mai amestici limbile. Se întâmplă să mai amestici limbile cum se întâmplă cu românii care vin din Italia. Italiana e fatală pentru oameni. Deci, pentru noi românii, italiana e fatală. Se întorc alți oameni. Maică mea a fost 3 luni în Italia, nici nu s-a întors Mihaela, o chema Michela. Zicea, vreau și eu mozzarella. Zicea, mama, e caș, nu e mozzarella. Caș, caș. Bă, cum trebuie că tu știi un cuvânt M-O-Ț-Ț-A-R-A-R-A-L-E-L-A, dar uiți, caș. Asta pe lângă bunica mea 3 zile, o luase și pe bunica mea flamă. Era, ce o zici, fătâmpito? Învață limba! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!